Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun că să vă spunem și de această dată. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi. Sindicatul Învățământului Spiru Haret Dolj a lansat un apel pentru rezolvarea problemelor în educație. Mii de profesori din Dolj vor declanșa greva generală pe 22 mai. Se pare că listele au fost întocmite, salariații au semnat. În aceste condiții, testările naționale de la clasa a 6-a, etape din probele de verificare a aptitudinilor și a cunoștințelor de limba modernă pentru admiterea la liceu a elevilor de clasa a 8-a, încheierea situației școlare a elevilor de clasa a 12-a, respectiv clasa a 13-a, implicit probele din examenul de bacalaureat, precum și etape importante din mobilitatea personalului didactic, vor fi compromise. Așadar, ne așteptăm la perturbări serioase în ceea ce privește desfășurarea actului didactic. Aflăm mai multe de la domnul profesor Nicu Cotescu, președinte Sindicatul Învățământului Spiru Haret Dolj. Și vă mulțumesc tare mult, domnul președinte, că ne sunteți alături. Mulțumesc și eu pentru invitație, ca întotdeauna și dumneavoastră ne sunteți alături. Este o perioadă plină în care se pare că prinde cumva contur, atenționările pe care le-ați tot lansat pe parcursul timpului cu privire la rezolvarea problemelor din sistemul de educație, altfel grevă generală. După cum vedeți, am venit și costumat exact așa cum participăm și am participat la toate acțiunile de protest de stradă, spunem noi. Într-adevăr, se apropie o etapă importantă, un marș de amploare pe 10 mai la nivel de capitală, un marș care va avea, se va desfășura între guvern și parlament pe 10 mai miercuri. Pe parcursul a 4 ore vom încerca să ne facem auziți și din capital în acești marși, unde sperăm noi să ne strângem peste 15.000 de colegi, în așa fel încât să tragem un serios semnal de alarmă. Această acțiune de protest este urmarea unei succesiuni de forme de protest începută încă de la sfârșitul anului trecut. Noi am mai avut și pe parcursul anului trecut poate cele mai multe forme de protest, iată că le continuăm. Ne-am aminte că în ianuarie anul trecut am avut o grevă de avertisment de 2 ore, ulterior au avut loc tot felul de întâlniri cu reprezentanța Ministerului Educației, de Finanțe, reprezentanța decidenților politici din arcul de guvernământ. Iată că am sfârșit, s-a încheiat anul 2022 cu forme de protest de stradă. Am început anul 2023, pe 1 februarie am fost din nou în București într-o pichetare în piața, în fața guvernului, în piața Victoriei, și pe parcursul lunii februarie și martie, la nivel național, în fiecare județ, am încercat de asemenea să sensibilizăm autoritățile, să sensibilizăm grupul senatorial din Camera Deputaților, al parlamentarilor, prefectul, în așa fel încât să arătăm că sunt nemulțumiri până la cea mai îndepărtată unitate de învățământ. Și noi în județul Dolj, în Craiova, am avut o formă de protest, a fost foarte mediatizată și mulțumim și postului dumneavoastră pe această cale. Am participat undeva la circa 500 de salariați în piața prefecturii, unde ne-am strigat până la urmă neajunsurile și nemulțumirile, care, vreau să vă spun, doamna Narcisa, că nu sunt strict doar ale noastre, ale sistemului de învățământ, ale personalului din sistemul de învățământ. Sunt ale societății în general. Școala nu este doar a profesorilor, nu este doar a personalului auxiliar sau nedidactic. Școala este a societății. Atunci când cerem 6% din PIB, să nu creadă cineva, încă o dată spun, că sunt bani doar pentru salarii. Nu, sunt bani pentru dezvoltarea unităților de învățământ. Vedem și noi cu toții că am rămas în urmă la infrastructura școlară. Avem mereu probleme de pază, de securitate, de materiale didactice. Sunt unități de învățământ care s-au reușit prin implicarea primarilor, prin implicarea autorităților locale să se dezvolte, să fie aduse la un anumit standard, dar tot în emisiunea dumneavoastră spuneam, chiar și la dezbaterea de pe 22 martie, la care am fost invitată, o dezbatere regională pornită din inițiativa președintei, doamnei președinte a Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților, doamna Natalia Intotero, menționam și unde au fost parlamentarii
alți decidenți politici, prefecții, senatorii, inspectori școlari generali, peste 100 de actori care pot aduce un plus în sistemul de învățământ. Spuneam și atunci că trebuie să stabilim un nivel minim la care trebuie să ajungă toate unitățile de învățământ din județul Dolj, din România. Avem unități la un pol și unități la celălalt pol. Adică unități care se gândește cum să-și mai diversifice activitatea, cum să mai dezvolte unitatea, beneficiază totuși de o implicare a primarului și a comunității locale, dar sunt și foarte multe unități, peste 50%, care arată jalnic, adică de început de secol 20. Asta aceste... uită de foarte multe ori decidenții care se raportează la unitățile de învățământ din marile orașe, din municipii. Vorbim uitând ceea ce exact se întâmplă de foarte multe ori în localități nu foarte îndepărtate de marile municipii, dar periferie, unde găsim o altă lume, deși, până la urmă, prin Constituție avem dreptul la educație nediferențiată pentru toți copiii, pentru toți elevii. Și cam aceste lucruri fac o mare diferență. Atunci când ne uităm peste performanțe, peste note, peste procentele de promovabilitate, peste abandon școlar, peste absenteism, acest lucru face diferența. Adică asigurarea unei baze materiale de pregătire, a unei infrastructuri școlare de un anumit nivel, de unde să pornească toate unitățile de învățământ, în așa fel încât să nu mai am sobe în sălile de clasă unde miroase a cenușe, unde este foarte frig pentru că nu are cine să le încălzească, că nu avem personal suficient, pe culoare nu mai spun că temperatura e sub 0 grade iarna, nu se închid bine ușile, nu se închid bine ferestrele, când ieși în curtea școlii este pământ, când ieși pe baza sportivă nici nu există, este pământ. Nu ai sală de sport, nu ai ateliere, nu ai mobilier dotat, deși vorbim de o tehnologizare a sistemului de învățământ, de parcă am vorbit de mediul academic, adică noi trebuie să ne punem la punct cu infrastructura de bază școlară și după aceea ar fi bine, pentru că prin PNRR eu nu am văzut sume alocate pentru infrastructura școlară, am văzut pentru tehnologizarea tuturor claselor până la urmă sau a majorității claselor din școlile din România. Multe unități de învățământ au primit această tehnologizare prin sumele alocate de la consilii locale, tot pe fonduri europene, multe dintre ele, deci nu mai pot beneficia că e dublă finanțare. De asemenea, am văzut undeva la jumătate de miliard de lei pentru bani alocați pentru reducerea abandonului școlar. Și aici este o mare discuție, pentru că în unitățile de învățământ echipele care trebuie să implementeze, să scrie, să implementeze acest proiect nu sunt absolut deloc plătiți, adică directorul, contabilul, colegii noștri care funcționează la nivelul unităților de învățământ și trebuie să aplice, să implementeze acest proiect privind reducerea abandonului școlar, unde sunt sume foarte mari, nu sunt plătiți cu absolut niciun leu. Și vedem și noi la nivel național cum alte categorii socioprofesionale primesc până la 50% la salariu dacă derulează proiecte cu finanțare europeană, indiferent de valoarea lor. Iată că în învățământ încă o dată se constată că nu aparținem de nimeni decât cu munca. Adică întotdeauna când există o problemă în societate, toată lumea se îndreaptă către școală. Dacă vedem că am văzut mai de curând în Serbia ce s-a întâmplat și condoleanțe poporului sârb față de tragedia care s-a întâmplat acolo și se poate întâmpla oricând și în România, pentru că am văzut și pe aici sârbi, cuțite, la vedere, amenințări care se accentuează și așa mai departe. Ori când vedem astfel de lucruri, sunt accidente rutiere, să ne ducem în școală să facem educație rutieră, s-a întâmplat cu acea tragedie cu acel copil, acea fetiță care s-a înnecat cu un jeleu și a decedat, să mergem în școală să facem lecții de prim ajutor, să mergem în școală să facem lecții de autoapărare, să mergem în școală să facem lecții financiare, din lecții păcate, juridice. Din păcate, activități punctuale de care ne amintim în momentul în care categoric avem o problemă gravă care iasă în spațiu public. Însă, ce se întâmplă după ce trece o perioadă și uităm de episod? Noi am uitat de școală definitiv. Adică în școală ne ducem decât cu sarcini de a pune în brațele școlii copii, societatea pune în brațele școlii copii, părinții pun în brațele școlii copii și de acolo trebuie să iasă niște genii.
Adică să fie pregătiți pentru viață, să aibă cunoștințele de rigoare, să aibă competențele de rigoare, să fie niște exemple. Ori școala la noi este la 2,1% din PIB la momentul ăsta și legea de 12 ani spune 6%. Deci noi în fiecare an pierdem miliarde bune și am pierdut zeci de miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru asigurarea de personal suficient, în așa fel încât să putem să creăm condiții de pregătire acestor copii, programe, personal super calificat, atractiv, pentru că dacă ai un salariu motivant, vin și colegi, o competiție este mai mare și atunci vin și colegi mult mai motivați în sistemul de învățământ, dar după cum am mai spus în revendicările noastre, noi pornim în sistemul de învățământ cu un personal nedidactic de la 1800 de lei. Cum mai poate trăi o persoană care muncește totuși 8 ore pe zi cu carte de muncă cu 1800 de lei în România? Adică nu știu cine s-ar gândi că poți să treci cu acești bani. Ne ducem mai departe către un personal didactic calificat care intră ca debutant cu 2400-2500 de lei după 5 ani de facultate, în condițiile în care din primul an se pregătește să susțină o titularizare, să susțină un definitivat, bani pentru pregătire, pentru continuarea perfecționării. Toată viața în învățământ profesorul se perfecționează. Trebuie să-și cumpere cărți, trebuie să-și cumpere materiale, trebuie să participe la cursuri, pentru că și actualul proiect, viitoarea lege a educației, înăsprește condițiile de perfecționare continuă a personalului didactic, dar a tăiat bugetul de pregătire a profesorului. Ori în condițiile astea trebuie să bage din nou mâna în buzunar personalul didactic de predare, să se perfecționeze. Odată la 5 ani vine cu un articol acest proiect de lege, pentru că pe care l-am solicitat abrogat pentru că se suprapune, și vine cu o prevedere care spune și la 2 ani mai nou, deși la 5 ani, și la 2 ani. Deci noi în permanență trebuie să ne perfecționăm pentru a fi scoși vinovați de neputința oricărui guvern de a aloca acești bani pentru educație. Cât ne-am perfecționat noi, nu poți nici să fii polivalent, să le știi pe toate, și de aceea trebuie personal până la urmă să intervină atunci când este cazul. Dacă vorbim despre acei consilieri școlari, psihopedagogii școlari, păi și acum s-au aprobat niște posturi pentru care înțeleg că nu știu cum vom vedea ordonanța care vine și blochează aceste posturi de angajare în sistemul de învățământ. Până la urmă noi am cerut să nu fim prinși în această ordonanță, pentru că în fiecare an, în luna iulie, se dau acele concursuri de titularizare în sistemul de învățământ și avem nevoie de personal, pentru că o parte iese la pensie și trebuie să intre alt personal în sistemul de învățământ. Am avut acest mare deficit al consilierilor școlari. Vorbim de cabinete distincte de consiliere, de unde nu avem așa ceva. Dacă anumite unități reușesc să încropească un cabinet, pentru că trebuie să ne aducem aminte că unitățile de învățământ sunt super aglomerate, cel puțin în marile localități urbane, prin introducerea clasei pregătitoare. Clasa pregătitoare a preluat multe spații adiacente. Introdusă pe o infrastructură care nu era pregătită. În condițiile acestea nu s-a reușit, de aceea vorbeam de acel PNRR, pentru că nu am văzut un euro privind infrastructura școlară. Avem bani, cum am spus, marea majoritate pentru tehnologizarea claselor cu table, cu tablete și cu laptopuri. Sunt bani pentru abandonul școlar, 500 de milioane de euro, și așa cum v-am spus, nu prea au accesat unitățile de învățământ și intervin inspectoratele să pună presiune pe școli să se înscrie pentru aplicarea acestor bani, dar vă dați seama ce sarcini și ce obligații și ce răspundere. Până la urmă, pe niciun ban, gratuit, muncă gratuită. De asemenea, mai sunt niște bani pentru construirea a câtorva grădinițe, undeva la 200 de grădinițe, vom vedea dacă vom atrage aceste sume, și văd o mare discuție acum pentru câteva, în jur de 1000 de microbuze electrice, unde acest PNRR a fost scris cum a fost scris din partea Ministerului Educației, dacă de acolo a venit propunerea, microbuze care nu corespund cerințelor unităților de învățământ. Noi la momentul acesta avem niște microbuze care multe dintre ele sunt pe butuci, cheltuiesc foarte mulți bani de la bugetul local, microbuze cu 16 locuri. Gândiți-vă că la un moment dat un microbuz trebuie să facă la prima oră vreo 2-3 drumuri pentru a aduce toți copiii la școala de centru.
Iar prin PNRR constatăm că aceste microbuze sunt scrise doar cu 8 locuri, microbuz de 8 locuri, vă dați seama că va trebui să facă 6 drumuri, să descarcă bateria, de la sume niște foarte mari și este cu mare semn de întrebare dacă vor mai fi sau nu achiziționate sau dacă se poate modifica, interveni asupra acestei... Cine a scris aceste proiecte? Au fost scrise în guvernul anterior celui care există acum, sunt discuții multiple, că l-au scris și ei de la un anumit partid, că de fapt propunerile au venit de la ministerele de resort, nu se știe, n-a fost o transparență absolut deloc, toată lumea a reclamat aceste lucruri, nu a existat o transparență la scrierea acestui PNRR și de aceea se descoperă, sunt câteva mii de pagini, se descoperă din aproape în aproape când trebuie să pui în aplicare, când vine o anumită etapă și trebuie să pui fie legea salarizării, fie legea pensiilor, fie aceste proiecte... V-am întrebat că s-a creat foarte multă speranță la nivelul societății cu acești bani care ar urma să vină prin PNRR. Noi la Ministerul Educației, iată că vorbim de undeva de circa 3 miliarde de euro, bani care, până la urmă, sunt mai puțin decât ar trebui să fie alocați prin PIB Educației. Deci suma este... foarte mare, dar dacă educații i s-ar aloca 6% minim, așa cum scrie în lege, ar fi mai mult de 3 miliarde de euro. Așa că nouă ni se vehiculează această sumă și se adaugă PIB-ului alocat educației toate resturile, toate sumele, în așa fel încât PIB-ul să fie cosmetizat. Dar, în implementarea acestor proiecte, că până la urmă sunt niște proiecte prin PNRR, putem să vedem o reformă reală a sistemului de învățământ? Cred că asta ni s-a promis, asta așteptăm cu toții. Eu sunt sceptic în ceea ce privește o reformă reală. O reformă în orice sistem se face prin oameni. Degeaba am un proiect sau o nouă lege pe care eu, mă rog, o coaliție sau un partid și altul o scrie, trece prin Parlament și am mari așteptări. Eu nu sunt sceptic. Iată că suntem la mijlocul aproape al lunii mai. Nu a trecut nici de Camera Deputaților acest proiect de lege, trebuie să ajungă și în Senat. Ni s-a dat un termen acum, din ce am înțeles, pe 15 iunie, că va trece de Senat, în așa fel încât să fie promulgată legea și să se aplice cu 1 septembrie. Pentru a se aplica cu 1 septembrie... Se intră în vacanță parlamentară în vară. Se intră în vacanță parlamentară, este aproape imposibil. Poate scrie, dar mai este un articol care spune că în următoarele 8 luni se vor edita toate celelalte ordine de ministru, metodologii, regulamente și constatăm din actuala lege că ele au fost emise nu în 8 luni, așa scrie și în actuala lege, au fost emise în 8 ani. Sunt articole unde se menționează n-au fost emise nici până în ziua de astăzi, deci ar fi fost normal și normal ca o lege să fie promovată cu toate ordine și regulamentele subsecvente, în așa fel încât să știi ce te așteaptă. Nu mă încălzește cu nimic când vine și spune că admiterea la liceu va fi într-un fel, că examenul de bacalaureat va fi într-un anumit fel și se va aplica cu generația de elevi care va intra la 1 septembrie în clasa 5-a, respectiv în clasa 9-a, deci peste 4 ani de zile. Așa va scrie și în timp de 4 ani de zile, dar în timp de 4 ani de zile eu ar trebui să am încă de la toamnă programa școlară pe care copilul sau disciplinele, programa nou pe care copilul va susține evaluarea sau examenul de bacalaureat peste 4 ani de zile, ori eu nu voi avea nimic. Deci, vedeți că sunt toate pe repede înainte, doar de imagine, în așa fel încât până ajunge copilul în clasa a 8-a, respectiv a 12-a, chiar dacă intră legea în vigoare, vom avea tot felul de modificări asupra programei școlare, asupra tipului de subiecte, pentru că se vorbește despre o standardizare în evaluarea examenelor naționale. Ar fi trebuit, dacă tot vorbim de această generație, copiii de clasa 5-a, respectiv a 9-a, să știe despre programă, să știe despre evaluarea standardizată, să știe dificultatea subiectelor, adică să știe la ce să se aștepte și părinții și elevii. Vor fi generații de sacrificiu, așa cum au mai fost înainte generații de sacrificiu, în ce mă aminte, în 2012, când s-a introdus camere de supraveghere la examene naționale. Au fost tragedii atunci, a fost o teamă
De unde s-a produs această tragedie? Nici copiii nu s-au pregătit foarte bine pentru că erau obișnuiți să-și mai sufle unul altuia, eu știu, ți-a dat minus 5 la subiectul 2, da sau nu? Și atunci dacă era nu, te mai consultai, mai vedeai, mai erau anumite cât ai fi vrut să fii de atent, mai exista nici și să întoarcă un cap la 90 de grade. Nu mai aveai voie, pentru că orice se interpreta. Și a fost tragedie, a fost generație de sacrificiu. Mi-aduc aminte că de la 95% promovabilitate la examen de bacalaureat, ne-am dus la 41%. Și nu a fost corect față de respectiva generație de copii, că nu ne-ar conveni nici nouă ca de pe o zi pe alta să ni se schimbe condițiile de lucru la locul de muncă. Deci, cred că înainte de a interveni cu sancțiuni sau de a schimba de pe azi pe mâine, ca și cu clasa pregătitoare, ar trebui niște ani de pregătire totuși a generațiilor, mai ales de copii, și să nu îi pui în fața unui fapt împlinit și îți bagi joc de o generație în ideea de a face mare reformă. Până la urmă, reforma se face prin oameni. Dacă oamenii nu sunt mulțumiți și văd că nu mai au energie să meargă înainte, dacă vezi că tot cu biciul pe ei și spune obligație să faci nu știu ce în plus, obligație să... Păi în actualul proiect am atras atenția că sunt peste 50 de obligații la adresa personalului din învățământ și niciuna pentru elevi. Deci în actuala lege nu era nimic scris la adresa părinților, la adresa elevilor, erau doar la adresa personalului din învățământ. Și am spus, nu este normal. Ba mai mult, s-a introdus în ultima formă a proiectului o prevedere foarte interesantă, aceea prin care... se menționa doar printr-o simplă atitudine poți fi cercetat disciplinar ca și personal didactic de predare. Deci, fapta sau atitudinea care aduce atingere... Ce metodă de sancționare a unui anumit comportament mai are astăzi cadrul didactic, a unui comportament inadecvat al elevului? Eu am propus până la urmă eliminarea anumitor prevederi care pot crea excese din partea unor părinți supărați pe școală, supărați pe anumit profesor cu o anumită poziție socială, pot crea dificultăți masive și probleme până la eliminarea din sistemul de învățământ. Eu nu încurajez sub nicio formă derapajele unor colegi de-ai noștri, dar acum nici să se vină să se menționeze că simpla atitudine poate duce la cercetarea disciplinară, pentru cum exact este definită atitudinea? Păi nu e definită, doar atitudine, orice atitudine. Ce înseamnă orice atitudine? Dacă vă uitați puțin urât la mine, eu consider un atac. Bine. Pe de altă parte, nici n-am prea văzut cadre didactice pe parcursul timpului care să fie excluse din învățământ pentru atitudini nepotrivite. Deci, dar am văzut foarte multe chemate în instanță. Mers pe la procurorii, pe la poliție să dea cu subsemnatul, să fie cercetați disciplinar. Am avut colegi, să știți, condamnați în instanțele de judecată. Uite, poate o să fac pe ultimii 5 ani o analiză, poate în viitoarea emisiune o să vă spun. Păi în momentul în care noi avem un statut al elevului din 2016 și profesorii nu mai au un statut, în momentul în care prin actuala lege s-a introdus că toate consiliile elevilor de la nivel național fac parte din comitetul de dezbateri, de discuții de la nivelul Ministerului Educației, în momentul în care nu aveam nicio prevedere în actuala lege și până la urmă norocul sumbru și negru să se întâmple ce s-a întâmplat în capitală, bine că nu s-a întâmplat pe la țară, pe undeva, că nici nu s-au mai întâmplat situații când am avut colegi înjunghiați, dar nu a făcut în conjurul țării pentru că nu s-a întâmplat în capitală. Dacă s-a întâmplat acolo, este tragedie națională. Nu mai contează că un coleg de-al meu, eu știu, prin provincie, pe la țară, pe undeva îi se întâmplă ce îi se întâmplă, că în fiecare zi este apostrofat, fie de elevi, fie de părinți, amenințați și înjurați, ca la ușa cortului, efectiv, la propriu. Vin directori, vin profesori și îmi spun aceste aspecte. Orice apărare ai, nu ai nicio apărare. Și atunci în aceste dezbateri s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, a fost presiunea publică și s-a reușit introducerea în proiect, fiind în Parlament în dezbatere, revenirea la termenul de exmatriculare. Pentru că nu mai aveai absolut nicio pârghie. Pârghia era decât să stai de vorbă cu elevul.
individual, între patru pereți, îi spui, nu e bine ce ai făcut, te rugăm frumos, nu mai face. Dar prin exmatriculare ce se rezolvă? Că practic e o recunoaștere a faptului că tu ca sistem ai o problemă în a-l ține pe copil în anumite norme, pe elev. Domnul, îl exmatriculăm și reia, că e în învățământ obligatoriu. Problema a fost rezolvată? Eu mă întreb un salariat, dacă vin la serviciu și începe să vă ia la bătaie pe aici, ce facem? Îl ținem în continuare și îl încurajăm. Deci, până la urmă, există niște etape până ajunge să exmatriculezi un copil. Așa se făcea și înainte, nu imediat se întâmpla un caz. De asta v-am întrebat, care sunt instrumentele extrem pe care le mai are cadrul didactic la îndemână pentru a semnaliza și pentru a sancționa un comportament inadecvat al elevului? Doar cuvântul. Doar vorba. Nu mai avea pârghii de a interveni. Scăderea medie la purtare. Și dacă în 4 săptămâni copilul sau 8 săptămâni își revenea asupra deciziei. Nu exista. Vedeți, copiii din ziua de astăzi nu mai au nicio frustrare, nu mai au nicio emoție, nu mai au nicio... Am văzut pur și simplu și în Serbia, nu ne deosebim, chiar și copilul, păi pur și simplu să te gândești că ți se dă extemporal la clasă și acesta a fost motivul pentru care am scos un cuțit și l-am pus profesorul la gât. Păi, mintea cui poate să ajungă să gândească așa? Suntem pregătiți ca sistem de educație să facem față unei generații care în mod clar este altfel decât generațiile anterioare, o generație a nativilor digitali, o generație a introvertiților, poate, o generație cu multe probleme sub aspect psihologic, emoțional, cognitiv-comportamental, până la urmă. Este clar că trebuie să fim pregătiți și așa cum și în încălcarea legislației, eu știu, poliția, în sănătate, medicii și în învățământ, mai ales în învățământ, trebuie să mergi pe prevenție. Ca să mergi pe prevenție îți trebuie personal suficient, îți trebuie fonduri suficiente, de aceea veneam și spuneam că nu am încredere în această reformă pe care se va dori prin România educată. Pentru că nu am văzut discuții și dezbatere. Probabil că trebuia să venim cu soluții la astfel de probleme care cu siguranță în viitor se vor accentua. Ele sunt deja și vor fi din ce în ce mai apăsătoare. Atâta timp când nu vedem și discuții în paralel cu sumele efective care se alocă sistemului de învățământ, dați-mi voie să am rezerve. Adică am mutat 6% din PIB în 15% produs general consolidat. Ce vrem să demonstrăm prin asta? Că 15 e mai mare decât 6. Că altceva nu îmi dau seama. Pe general 15 în sumă absolută este mai mic decât 6%, dar în cifră este mai mare decât 6%. Noi nu am fost în stare să dăm 6%. Inducem opiniei publice că, iată, un ministru, poate, nu știu cine, s-a gândit la binele învățământului și propune o cifră de 15, da, așa, da, 6, nu, 15, da, dar nu este PIB, este produs general consolidat. Raportat la PIB este mai mic, dar 15 dă bine. În legea bugetului se votează PIB-ul, nu se votează produsul general consolidat. Și atunci intrăm în alte discuții, cum transformăm 15% produs general consolidat în PIB, cum aprobăm Parlamentul, deci va fi nimic, va fi zero. Și altă prevedere pe care noi am dorit pentru a atrage tineri valoroși, pentru a motiva colegii noștri care se află în sistemul de învățământ, să avem un principiu, acela, dacă ne referim la personal didactic de predare, pentru că revendicările noastre 7 la număr pe care le avem în acest tablou al grevei care se apropie pe 22 mai, sunt 7 la număr, sunt revendicări care se adresează atât personalului de predare, cât și personal didactic auxiliar și nedidactic, dacă vorbim despre condiții de muncă, sporul acela pe care toate categoriile socioprofesionale îl primesc și sume importante. Vedeam de la 15.000 de lei, de la 1.500 de lei net
până la 3.000-4.000 net condiții vătămătoare de muncă, tot felul de sporuri, de ecran, de praf, de stres, de... nici nu dau seama acum dacă am citit, nici nu le-am reținut, pentru că sunt tot felul de sporuri pentru condiții de muncă. În sistemul de învățământ, iată, colegii noștri, încă o dată, pleacă cu 1.800 de lei, cum vă spuneam, și n-au niciun spor. Deci este mai mult decât degradant și atunci așteptăm ca copiii noștri pe care îi băgăm pe poarta școlii să aibă o masă ștearsă, curată, o toaletă curată, un culoar curat, toate laboratoarele, sălile de sport. Păi în sălile de sport nu avem, ar trebui să existe la fiecare sală de sport, dincolo de faptul că unitățile de învățământ gimnazial n-au fost prevăzute de la construcția lor pe timpul comunismului cu săli de sport. Nu s-a reușit. Era cu vestiare bine să se, unde să se schimbe, cu dușuri, cum ar fi normal. Dușuri. Ce vă dați seama despre ce vorbim noi acum, România educată, cu PNRR, ce așteptări să avem, pentru că bătem pasul pe loc. Am avut acel program 400 de săli de sport. Ar fi trebuit ca în fiecare an, ca, nu e vorba doar de trimite copiii către sport de performanță. Era vorba de sănătate și de implicarea acestor tineri ai noștri să îi călim pentru viață. Deci, revendicările noastre se adresează tuturor categoriilor de personal, atât profesorilor, cât și plata orelor suplimentare și condiții de muncă pentru personal auxiliar și nedidactic. Cerem de asemenea inserarea în textul legii pentru toți bugetarii până la urmă, pentru tot sistemul, toate categoriile socioprofesionale din sistemul de stat, indexarea salarială conform inflației a mai fost. Noi am mai avut în legislație după 1990 aceste prevederi. Indexarea salarială conform inflației este o normă de minimă de bun simț. Vedem în permanență cum se măresc cu sume enorm de mari tot felul de categorii. Tot felul de categorii. Ne uităm, vrei, nu vrei, te uiți către aceste categorii. Pentru că dacă este o criză, gaură în buget, inflație, restricții din partea băncii mondiale, așezarea economiei pe nu știu ce baze, da, domne, nu există. Avem război la graniță, venim după o pandemie, după o criză energetică, trebuie să ne reașezăm. Stimat popor, 12 luni nu putem să facem nimic. Toată lumea suferă. Asta este viața, după care etapizat, uitați ce vă propunem. Păi nouă ni se propune să strângem din nou cureaua, este din nou austeritate, dar până să se dea ordonanța austerității, noi trăim din austeritate în austeritate, timp în care s-au achiziționat mașini de lux, mobilier de lux, s-au mărit sporul, s-au mărit indemnizații, s-au mărit salarii, s-au mărit tot felul de alte privilegii și nici legea salarizării nu am aplicat-o integral și vreau să vă spun că mai avem 1-2% pentru colegii noștri personal nedidactic, ceea ce înseamnă sume de 10, 20 până în 50 de lei. Și vedem niște creșteri salariale lunare la tot felul de categorii socioprofesionale. Este treaba lor să fie sănătoși, își aplică legislația așa cum este, dar nu înțelegem încă o dată totuși de ce tunurile, să folosesc un cuvânt rostit, toate puștile sunt puse pe noi, ni se cer foarte multe, avem foarte multe obligații, dar drepturi mai puține. Ce se dorește, doamna Narcisa? Îngenunchiarea definitivă a sistemului de învățământ. Nu mai avem voce. Colegii noștri reacționează, nici nu mai știu cum să reacționeze, pentru că au ajuns la limita răbdării și la capătul puterilor. Ca să ai energie să mergi mai departe, intră un profesor la clasă, debutant, așteaptă luna, ia 2400 de lei și trebuie să susțină gradele, să-și facă proiectele, să-și plătească cursurile, să se înscrie, să urmeze încă 10 ani de cursuri și concursuri și examene, cel puțin 10 ani după cei 5 ani de facultate, și la 35 de ani ajunge la marea sumă de 3.000 de lei. 3.000 de lei se angajează orice muncitor. Astăzi, dacă se duce într-un sistem privat și impune condiții, mai au și bonuri. Nu ne uităm foarte bine că ia 3.000 de lei, dar nu este
Corect. Și de aceea am ajuns să eliminăm rând pe rând aceste etape ale protestelor și impuse de legislație până la urmă, greve de avertisment, proteste de stradă, pichetări, meeting-uri. Ce așteptări aveți de la marșul de miercuri? Că până la urmă guvernul ne va auzi. Nu sunt lucruri noi pe care le cerem și am scris lucrul acesta. Sunt lucruri vechi, lucruri pe care alte categorii socioprofesionale le au. Vorbeam de condiții de muncă, sporul pentru condiții de muncă. Păi din 2018 doar învățământul le primește. Nu este corect. De asemenea, aplicarea integrală a legii salarizării. Păi mai avem niște resturi de bănuți prinși. Vorbim de o viitoare a legii salarizării. Dacă vrem să avem un învățământ totuși de la care să cerem ceva după un ciclu de 4-5 ani de zile, dar haideți să pornim cu o salarizare motivantă. Să vină și colegul nostru la școală, nu cu gândul să fugă la alt serviciu, să-și reîntregească bugetul familiei, cu gândul că a crescut roborul, mă uitam, de la 1,2% la peste 6%, de 6 ori pe parcursul anului trecut i s-a dus o dobândă de la 1000 de lei la 1600, 1700 de lei, în condițiile în care el l-a primit la salariu doar niște hotărâși judecătorești pe care noi ne-am dus în instanță și am reușit să le impunem, să impunem guvernului emiterea unei ordonanțe prin faptul că am câștigat niște procese în instanță. Sumele oricum nu sunt foarte mari, dar sunt. Deci așteptările noastre sunt în primul rând ca reprezentanții guvernului să ne invite la dialog și să ne accepte aceste revendicări care încă o dată sunt mai mult decât de bun simț. Înțelegem că sunt probleme în această țară, dar nu mai înțelegem când avem salarii de peste 20.000 de lei în sistem bugetar și nu puține, și noi avem salarii de 2.000 de lei. Deci este o diferență prea mare când vorbim de sistemul de învățământ. Ce exemplu să fii în fața elevilor? Tu când te duci și copilul te vede, părintele te vede, mereu nemulțumit, mereu în stradă, mereu pus la zid, mereu scos la tablă tu ca profesor pentru toate rălele care se întâmplă în societatea românească. În apelul pe care l-ați făcut, nu ați anunțat decât marșul după 10 mai, ci și greva generală, debutul grevei generale pe 22 mai. Înțelegem de aici că speranțele sunt mici să se rezolve mare lucru miercuri. Noi am transmis acest calendar încă din luna ianuarie, așa cum spuneam pe 1 februarie, acel meeting care am debutat anul 2023, acea pichetare care am debutat anul 2023 în capitală, unde am participat și noi din Dolj, ca organizație sindicală Spirul Haret, afiliată la Federația Sindicatelor din Educație Spirul Haret. La nivel local am anunțat acest protest. Pe mai departe s-a anunțat acest marș pe 10 mai și greva de pe 22. Până la acest moment nu a existat și contractul colectiv de muncă a expirat. Deci nu s-a întâmplat aproape niciodată ca contractul de muncă care se negociază la fiecare 2 ani și ar fi trebuit 30 de zile înainte de a expira, expirat în luna aprilie, ar fi trebuit cu 30 de zile înainte, deși adresele au fost înaintate către Ministerul Educației, nu a fost interesul din partea Ministerului Educației, iată, să ne invite la discuții pe contractul colectiv de muncă. Încă un motiv în plus pentru a merge înainte. Revendicările noastre nu au găsit niciuna dintre ele nicio rezolvare. Dacă pe proiectul legii învățământului, că am avut mai multe forme ale acestui proiect, a fost Câmpeanu 1, Câmpeanu 2, DK1, DK2 și așa mai departe. Am tot discutat pe parcursul timpului. Nu mai știam pe unde suntem, în paralel să modifica și actuala lege, nu mai înțelegeau oamenii ce s-a modificat. Actuala lege, viitoarea lege, s-a modificat și regulamentul de organizare și funcționare, a apărut altul nou. Nu ne fac bine aceste modificări, când pe stânga, când pe dreapta, când în față, când în spate, nimic nu vine cu un plus de
finanțare, nimic nu vine în plus de personal, există peste tot reduceri că nu te încadrezi în buget, nici în actuala lege nu s-a dorit a merge pe finanțarea performanțimii de studiu, așa cum am cerut, pentru că sunt jumătate dintre unitățile noastre, dacă nu mai bine, cam două treimi, își finalizează bugetul înainte să termina anul. Sunt unități care după primul trimestru rămân fără buget și atunci trebuie să iei de la unitățile care au buget, să le dea la cele care nu au buget și atunci nu ai făcut nimic în această țară. Cârpim. Deci, ce așteptări să avem în condițiile în care am înaintat încă din luna ianuarie-februarie și scris, s-a și văzut prin mass media și la fața locului acțiunile noastre și iată că ne apropiem cu pași rapizi de acest marș de 10 mai, poi mâine din toată țara venim cu autocarele în București la unul dintre cele mai mari meeting-uri și forme de protest din ultimii, cred că 15 ani. Ce număr de protestatari, estimați? 15.000 este anunțat. 15.000 este anunțat și iată că 22 mai bate la ușe. Ultima grevă declanșată în sistemul de învățământ a fost în 2010, atunci când ne aducem aminte că s-au redus salariile cu 25% și veniturile cu 40%. Iată că și acum ajungem la această formă de extremă de protest pe care încă o dată noi nu ne-o dorim. Noi ne dorim să fim în clasă și nu în stradă, ne dorim să predăm copiilor și va fi o situație destul de delicată. Chiar dacă nu vor intra toți colegii din diverse motive, vom avea colective de elevi și comisii care nu vor funcționa. Elevii de clasa a 12-a, că sunt colegi care reclamă faptul că trebuie să boicotăm și să blocăm examene naționale și spun și pe această cale, păi ce blocare mai mare este aceea decât neîncheierea situației școlare. Nu-ți încheie situația, nu poți să susții niciun examen ulterior. Evaluarea copiilor de clasa 6-a la care se așteaptă și s-au pregătit, este clar că nu se va mai desfășura. Etapa de aptitudini și de limbă modernă pentru admiterea la liceu nu își va încheia procedura pentru că urmează perioada de contestații și nu pe undeva 22-24 și deja suntem în grevă. Deci încă o dată, chiar dacă nu vom fi toți, văd că nu există o efervescență sau un interes. Interesul este pentru rotativă, interesul este pentru ce ministere, interesul este pentru... Deci cred că alegăm pe două culoare diferite. Și se vor trezi probabil decidenții, autoritățile, nu știu, centrale, locale, în fața zilei de 22 când se stă ceasul. Practic, copiii vor veni la școală sau vor rămâne acasă? Cum se vor desfășura lucrurile? În momentul în care unitățile de învățământ anunță că suntem în grevă generală, suntem în grevă generală. Se suspendă contractul individual de muncă, deci practic nu îți mai desfășori nicio activitate din activitățile de bază. Conform legii, nu poți fi tras la răspundere pentru derularea atribuțiilor de serviciu conform fișei postului în momentul în care ai contractul suspendat de muncă pentru grevă. Noi va trebui să fim la nivelul unității de învățământ pentru că greva se face la unitate și nu pe stradă, vom fi în cancelarii, dar nu vom intra la clasă, nu vom asigura decât buna funcționare, cum spune legea, a utilajelor care pot pune în pericol sănătatea publică, sănătatea oamenilor. Deci nu și supravegherea copiilor. Categoric, sub nicio formă, supravegherea copiilor nu intră în atribuțiile noastre în momentul în care suntem în grevă generală. Și îi vor anunța pe părinți, pe 22, că suntem în grevă, vor pune pe porți grevă generală, pe ușa clasei grevă generală, vor scrie pe tablă grevă generală. Dacă va exista vor fi colegi care nu vor intra în grevă, este opțiunea colegilor noștri. Eu care sunt că... condițiile obligatorii pentru a se putea declanșa greva generală? Mi-amintesc că la un moment dat era un articol care prevedea un procent de 50 plus 1% din personal să semneze. Avem niște obligații premergătoare grevei din punct de vedere al demersului acesta pe care le facem și acum, aceste proteste, aceste pichetări.
informări pe care le transmitem Guvernului, Ministerului Muncii, Ministerului de Educației, prin care anunțăm aceste proteste ale noastre, prin care facem dovada că am avertizat guvernul că ni se încalcă până la urmă drepturile la un trai decent, drepturile legislative ale contractului colectiv de muncă, și noi am urmat aceste etape. De asemenea, sunt înștiințări pentru conciliere care sunt obligatorii până declanșăm această grevă generală, dar în momentul în care colegii noștri au semnat prin referendum la nivelul județului Dolț, sunt câteva mii, eu reprezint cel mai mare sindicat al colegilor din sistemul de învățământ de la nivel județean, avem peste 4200 de membri, Sindicatul Învățământului Spiru Haret Dolj, și avem peste 1000, în jur de 2000 de semnături. Până la acest moment centralizăm în continuare, astăzi este ultima zi, vom vedea numărul total al colegilor noștri, cel puțin din județul Dolj, și se îndeplinesc condițiile pentru a intra în grevă. La nivelul unei unități, dacă există un singur coleg care dorește să intre în grevă, intră în grevă. Ieșirea din grevă se realizează în scris, și vom comunica în permanență colegilor noștri care sunt procedurile, dar eu am mai transmis, mi-aș dori din tot sufletul, cel puțin o zi, dacă nu două, toată țara, 300.000 de colegi de-ai noștri să fie în grevă. O zi cred că nu este imposibil pentru nimeni, să punem pixurile jos, să punem, să scriem pe școală, așa cum se întâmplă și în alte țări. Am văzut de curând o țară responsabilă, cum este Anglia, care reușește, iată, în acest an, începând cu 1 mai, deja au alocat câteva miliarde de lire sterline și anul viitor s-au angajat prin memorandul să aloce alte miliarde de lire sterline, cea mai mare sumă acordată la finanțarea per elev, pentru că și ei au tot finanțare per elev, sunt cele mai mari sume alocate din istoria Angliei învățământului. Pentru salariile persoanei didactice care să țină pas cu inflația, pentru infrastructură, pentru microbuze școlare și excursii școlare, da? Adică vedem până la urmă, ne uităm în țările vecine și vedem performanțe la nu știu ce examene, vedem copii fericiți în unitățile de învățământ, vin de drag la școală, în momentul în care un profesor nu mai știe ce l-așteaptă mâine. Noi trăim astăzi cu niște salarii stabilite la nivelul anului 2017-2018, nu se mai poate. Atunci un pachet de unt era 5-6 lei, ajunge la peste 15 lei astăzi, de sumele au crescut de 2, dacă nu de 3 ori la produsele de bază, în așa fel încât trebuie clar să ce am cerut, să ne așezăm la masa dialogului. Am propus și am lucrat cu Ministerul Educației pe noile grile de salarizare, în așa fel încât să pornim de la principiul pe care a fost agreat la un moment dat, de a porni de la salariu mediu brut pe economie pentru un debutant. Asta înseamnă că un debutant net ar trebui să aibă un salariu de pornire de undeva la 3600-3700 de lei, ceea ce schimbă total datele problemei, și suntem de acord să venim după un ciclu de învățământ să vedem ce performanțe și să schimbăm aceste evaluări, să le facem standardizate, să fie cu cât mai multă acuratețe și să lucrăm în liniște. Școala are nevoie de liniște. La momentul ăsta nu este liniște, este un haos, pentru că toată lumea are drepturi. Noi, până să venim în școală să facem liniște, pentru că exista un mare pedagog din Statele Unite care spunea că în școlile unde este liniște pe culoare și liniște în sale de clase se obțin cele mai mari performanțe. Noi, până să intrăm în școală, întrebăm elevii ce își doresc, întrebăm părinții ce își doresc, pe profesor nu întrebăm ce își doresc, și de aceea avem la nivelul unităților de învățământ ceea ce avem astăzi. Eu nu spun că elevii, prin creativitatea lor, nu sunt importanți, sau părinții, iată că fac parte din consiliile de administrație, fac parte din forurile de conducere. Este foarte bine, dar
suntem puși în situația de a fi scoși vinovați pentru orice se întâmplă în sistemul de învățământ și de aceea tragem un semnal de alarmă că nu se mai poate. Deci, încă o dată, pentru personalul didactic de predare și pentru toți colegii noștri, personalul din învățământ, cerem indexarea și majorarea salarială, aplicarea regulamentului privind condiții de muncă, regulament care există din 2017 și respectiv 2018 și nu se aplică, de asemenea plata orelor suplimentare pentru care colegii noștri lucrează peste program de multe ori și nu sunt plătiți, de asemenea avem cerințe pentru acea indexare de care vorbeam în conformitate cu inflația. Avem alte drepturi care nu se plătesc sau se plătesc cu întârziere și aici mă refer la navetă. Fie nu se acordă suficient banii pentru decontarea ei, fie se acordă cu mare întârziere de câteva luni și vă dați seama ce înseamnă pentru un coleg de-al nostru să se ducă cu mașina să facă naveta. Păi nu se mai duce în momentul în care de aceea avem lipsă de personal calificat pentru că el se duce la o unitate o lună, două și când vede că 1000 de lei să dea pe navetă, nu se mai duce. Dacă primește cu întârziere de 2, 3, 4 luni de zile, în România la acest moment avem undeva la 7% personal, 3% este personal necalificat și din 3%, 1% este personal care nu are decât liceul. Mai avem 3% personal care a depășit vârsta de 65 de ani și 1% chiar 70 de ani. Vă dați seama că avem la catedră profesori și de 80 de ani. Și ce este și mai îngrijorător este faptul că în următorii 10 ani de zile, 50% dintre actualii profesori vor ieși la pensie. Deci este generația de cadre didactice care vor împlini peste 10 ani de zile vârsta standard de pensionare. Ori în condițiile acestea ce punem în loc? Din păcate, până nu se va crea unitate și dialog între actorii implicați, nu se vor rezolva problemele. Poate că ar trebui mai multă implicare și din partea părinților, mai multă din partea familiilor, mai multă aplecare către dialog și către înțelegere. Până la urmă, suntem cu toții în acest angrenaj care nu poate să funcționeze decât dacă toate părțile sunt ascultate și se găsesc soluții comune pentru toată lumea. Așadar, avem pe 10 mai marș la nivelul capitalei, 15.000 de cadre didactice ies în stradă pentru a trage încă un semnal de alarmă cu privire la nemulțumirile cu privire la neajunsurile din sistemul de învățământ. Să sperăm că lucrurile se opresc aici, că veți fi invitați la dialog, că lucrurile vor intra pe un făgaș normal și nu se va ajunge la grevă generală, așa cum sunt convinsă că nu vă doriți nici dumneavoastră, dar ați anunțat ca un pas, dacă nu se rezolvă lucrurile, pentru 22 mai. Vă mulțumesc și mult succes! Mulțumim! Toate cele bune vă dorim! La revedere!